Vă salut, dragilor! Cătălin sunt de la Casa Lavandei și astăzi suntem în 12 mai 2023. Iar dacă mă vedeți cu șuba asta pe mine, înseamnă că e frig. Nu știm ce s-a întâmplat cu vremea, a venit iarăși frigul, afară au fost 8 grade aseară. Bineînțeles, în solar este mult mai bine. În solar avem 21 de grade, și după cum vedeți azi noapte în solar au fost 9 grade. Ceea ce e un pic am frig pentru perioada aceasta. Dar chiar și așa, în clipul acesta vreau să vă arăt un pic cam cum arată butașii noștri pe care am plantat în martie, cei de la vandă și cred că în, la sfârșitul martie sau în aprilie butașii de cimbru pe care i-am plantat. Vreau să vă arăt exact cum arată rezultatele, dar până atunci, vă rog frumos dacă se poate să dați un subscribe la canal, un share la acest clip, dacă vi-l place și credeți că va aduce informații bune. Și, ok, haideți să dăm drumul. Până una alta, să vă arăt exact cam cum arată plantele pe care le-am făcut în, într-unul din clipurile în care am plantat tot felul de bulbi, tot felul de plante de dalii. Înainte vreau să vă arăt cam cum arată lavandele noastre din solar. Arată foarte bine. Acolo în spate toate sunt, toate sunt, așa. Urmează să și înflorească. Cred că maxim două săptămâni înfloresc acestea. Sunt grăbite un pic din cauza că sunt în solar. Și dacă mai țineți minte, am pus în pământ latris spicata, în ghivece. Ia uitați-vă cum arată, deci sunt superbe, aștept să văd eu un verde, zici că e gazon, zici că e iarbă, arată foarte bine, îmi place verdele asta viu, foarte mult mi place și dacă mai țineți minte, v-am arătat, um, am avut niște, am uitat pur și simplu de ei, de bulbi, de Oxalis triangularis roșu sau românește trifoil roșu și l-am pus, i-am pus pur și simplu într-un ghiveci suspendat. Și <laughs> Uitați-vă cum arată. Arată pur și simplu superb. Aștept să și înflorească. Ei aici au, solar, au soare destul de mult. Ce am observat la uh, trifoiul roșu e că nu le place soarele direct de amiază. Se se răsucesc frunzele și nu prea le, nu prea le place. Dar aici, din cauza că folia le protejează de soarele direct, Vă că rezistă foarte bine, inclusiv la temperaturile... Am avut 39 de grade aici. Nu auziți cam nimica, au fost tot ok. Ce mai am și o să vă arăt, sunt bulbii de dalie pe care i-am plantat. Arată foarte bine. Cei care n-am avut loc unde să-i plantez afară, i-am plantat aici. Și o să vă arăt și cum îi ai, cum îi ciupesc ca ei să se bifurce de jos și să devină cât mai stufoși. Haideți să vi-arăt! Bun. După cum vedeți, aceștia sunt bulbii de dalie pe care i-am plantat pe fiecare în parte. Am și notat un pic de etichetă cei pe care i-am găsit, și pe cei care i-am mai avut eu. Arată foarte bine, chiar foarte bine. Acum, eu ce le voi face când vor crește un pic mai mari, de exemplu cum este acesta din spate, primul lucru pe care eu îl fac, vedeți că el vrea să facă și un pic de floare, eu ce fac, le iau și îl ciupesc de aici de jos. I-am rupt vârful ăsta. În momentul în care i rup vârful, trebuie să faceți două lucruri. O dată, hai să le mai încoace. O să nu-i lăsați să plouă, Întotdeauna să-i ciupiți când nu plouă afară. De ce? Fiindcă se adună apa aici și mucegăiește. și poate să vă afecteze planta în totalitate. Am mai văzut cazuri și la mine, a trebuit repede, apoi am văzut că se duce în jos, am tăiat după aia mai jos. Ele își revin destul de rezistente, dalile, nu prea trebuie să vă faceți probleme în sensul asta, dar mă uit, arată foarte bine. O singură problemă pe care am avut-o cu dalile aici este că am avut un melc care a început să roadă la ele. El, Melco, a venit frumos pe folie din cauza că dimineața folia transpiră și foarte ușor urcă pe ea și mi-a intrat înăuntru și mi-a mâncat inclusiv niște pepeni pe care am pus cu, cu fica mea. Ia, e halit. Deci mare grijă la, 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 la melci. Aici, după cum vedeți, avem rozmarin și cimbrul cel pe care l aveam pe partea cealaltă, pe care vi l-am arătat, pe care l-am transplantat chiar așa, că am făcut, am făcut, cu el un clip în care vi arătam cum arată în momentul în care îi transplantez. Ia uitați-vă ce frumoși Foarte frumoși. Iar acesta, acesta care este cimbru lămâios, a făcut deja o floare, mai multe. Florile sunt roze, cumva foarte, foarte faine. Bun, și aici am plantat niște flori a soarelui. Dublu menaj să vedem exact ce iasă. Bun, dar haideți să vă arăt cum arată butașii noștri de cimbru pe care i-am plantat în luna lui martie aprilie nu mai știu exact, o să mă uit să văd pe clip. Iar aceasta este o tăviță de lavandă pe care am plantat-o chiar în luna lui martie. O să vă arăt exact cum arată. Și aceștia la fel. Sunt butașii care îi am în clipul în care vă spun cum se mulțește lavanda. Haideți să vă arăt un pic la ei cum se prezintă. Bun. Deci, aceștia sunt butașii de cimbru. După cum îi vedeți, îi am aici în lădița aceasta. Din câte am observat, doar într-un singur loc am o problemă. Aici ceva nu s-a prins. Eu după cum îi văd din start, e clar că au rădăcini, dar haideți să vă arăt cum ne prezentăm la partea de rădăcini cu ei să las asta jos. Așa. Și să luăm pur și simplu de aici. Îl înălțăm un pic. Wow! Arată foarte tare. Vreau să vă spun că cimbrul acesta pe care l-am filmat și data trecută, nu l-am acoperit deloc cu acel capac din plastic, din cauza că era răcoare. Și din cauza că, exact cum v-a spus, cimbru se prinde foarte repede și foarte ușor, n-a fost nevoie să-i acopăr. Acum, haideți să vă arăt și lavanda asta. Aceștia eu i-am plantat din butași semi de fapt lemnificați, lemnificați, nu semi lemnificați, ceilalți sunt. Aceștia sunt lemnificați. Vă spun sincer, nu i-a scos niciodată până acum. Eu am văzut că pe aici ar avea ceva rădăcini, nu arată extraordinar, dar acum trebuie să vă gândiți că ei sunt din lemn. Eu în momentul în care îi plantez, haideți să vă arăt. No, ok, am scos unul. Cam așa se prezintă în momentul de față rădăcina. Eu acum în momentul în care îi plantez, o să-i pun până aici la partea asta de lemn. Cam până aici o să-i bag. Nu o să-i pun până aici. De ce? Fiindcă inclusiv de aici el poate să facă rădăcină. Din moment ce are deja o rădăcină jos aici, pot liniștit să-i acopăr un pic cu pământ, din cauză că s-ar putea de aici să nu mai dea deloc verde și să rămână partea asta lemnoasă în sus și are un aspect neplăcut, mie nu-mi place. Bun, și haideți să vă arăt, am plantat, acum vi-am arătat și pe ceilalți, semilemnificați, haideți să ne uităm și la ceilalți. Bun, Ăștia sunt semi-lemnificați și de unde vă dați seama? Din cauza că sunt mai verzi și că pornesc. Ei sunt luați din vârfuri, ceilalți sunt luați și de prin mijloc. Acum aș vrea să vă scot unul, să vă arăt cum arată. Scot pe asta. Sper că are rădăcină. Aha. Micuțe, rădăcini micuțe. Dar, avantajul că este vremea asta răcoroasă acum, este că putem să-i divizăm și să-i mulțim fără ca planta să sufere foarte mult. Chiar dacă, de exemplu, de aici nu e, nu sunt așa de tare afectați din cauza că noi pur și simplu îi scoatem de aici și îi punem într-un ghiveci mai mare cu pământ. Șocul va fi minim pentru plantele acestea când le vom transplanta. Dar dacă aveți lavandă plantată într-un ghiveci mai mare, mai, multe, mai mulți butași și vreți să-i separați, n-ar fi, teoretic, acum n-ar fi cea mai bună perioadă ca să-i separați. Cel mai bine ar fi în toamnă, când ei aproape că intră în repaus. Dar din cauza că este frig afară, butașii fiind micuți, se adaptează relativ repede, în două, trei zile. Și m-am uitat toată săptămâna plouă, deși este un pic călduț, dar e perfect. Dacă nu bat razele de soare pe ei ca să le creeze un stres, nu trebuie să vă faceți griji. Bun, Cam atâta, cam atâta vreau să vă arăt astăzi. Am un pic de lucru, din cauza că vreau butașii aceștia să, să mă pun să-i înmulțesc, să-i transplantez, să-i pun în alte ghivece. Aba, apropo, vreau să mai, vă mai arăt ceva. Zilele astea mi-am făcut un pic de timp și după cum vedeți, clasica metoda a mea de înmulțit lavandă este aceasta este. Teoretic ar trebui să fi, să fi făcut un episod 2 la ghidul complet de multire al lavandei, fiindcă aceea am făcut din butaș lemnificat sau semini lemnificați. Aceștia sunt butași verzi. Ce am făcut aici, după cum vedeți, am luat doar vârful de la lavandă, le-am tăiat ca nu cumva să facă floare, fiindcă dacă face floare, chiar dacă nu au rădăcini, ei pot să facă floare. Nu se, nu se vor dezvolta rădăcinile. I-am luat, i-am pus aici foarte micuț am tăiat și am acoperit cu capacul acesta de plastic. Umiditatea să rămână înăuntru. Aceștia i-am cam de o săptămână. Văd crenguțe noi la ei, dar să nu vă inducă în eroare. Au puterea să facă crenguțe și nu rădăcini. O să vă dați seama de rădăcini în momentul în care o să ridicați de aici alveolata, tava de alveole și o să vedeți rădăcini. Până atunci lăsați Eu i-am pus undeva la umbră, nu bate deloc soarele pe ei, decât lumina zilei. Mă strădui foarte tare că un... acești butași, din cauza că sunt verzi, dacă i-a atins și un pic, soarele s-a terminat cu ei. De aceea ăștia trebuie să aveți un pic mai multă grijă cu ei. Și de aceea prefer eu să înmulțesc lavanda din butași semilemnificați sau lemnificați în primăvară fiindcă la aia nu trebuie să ne batem deloc capul. Putem să-i lăsăm, putem să bată soarele pe ei, nicio problemă. E, aceștia nu. Aceștia trebuie să avem grijă, să-i punem într-un loc. Cei drept că ăștia se prind mai repede. Așa micuți cum îi vedeți, în 2-3 săptămâni fac rădăcini și o să crească. Ceilalți poate să fie și 6 săptămâni până să facă rădăcină. E normal, din verde se face rădăcină mai repede, din lemn se face un pic mai greu. Bun. La rozmarin. La rozmarin încă nu au făcut rădăcini, butășeii pe care am prezentat, nu știu, acum o lună de zi, acum două, trei săptămâni când am făcut. M-am uitat la ei, nu au rădăcini, probabil o să, o să, mai încep să mai pun destul de mulți, din cauza că e bine să fie. Și da, cam atâta. O să mai fac un update la Carolina Reaper, ardei Iuț, din cauza că i-am comandat de pe net. Arată foarte bine, o să vedeți. Și cam la tot ce avem noi pe aici. Dacă aveți întrebări cu privire la plantele pe care le creștem, dacă vreți să știți mai multe despre creșterea lor, vă rog frumos să le lăsați în secțiunea de comentarii. Și până la clipul următor, să ne vedem cu bine, să rămâneți sănătoși! Ceau!